Seara aceasta vom continua călătoria noastră prin Evanghelia după Ioan și vom privi în continuare de la versetul 18 și până la versetul 4 din capitolul 16. Dacă ar fi ca să schițăm în mare capitolul 15, această secțiune din acest discurs al Domnului Iisus față de ucenicii Lui, am putea ca să-l facem în felul următor. În trei secțiuni majore care sunt ușor de identificat. În primul rând, relația noastră cu Hristos. În prima parte vedem relația mlădițelor cu vița care este Hristos. Relația credincioșilor cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și ni se arată felul în care suntem în mod inseparabil legați, dacă suntem cu adevărat în Hristos, legați de Domnul Iisus Hristos. Cum suntem neputincioși de a duce vreun rod fără Domnul nostru Iisus Hristos, din care provine viața, din care curge viața. Și noi trebuie să fim strânși legați și suntem, dacă am fost răscumpărați de El, strânși legați de Domnul nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, a doua secțiune, ceea ce am văzut dimineață, relația noastră cu comunitatea credincioșilor, cu toți cei care fac parte din Domnul nostru Iisus Hristos. Și în al treilea rând, ceea ce vom privi în această seară, relația noastră cu lumea în care încă ne aflăm. Aceste trei elemente, aceste trei secțiuni sunt o cascadă de cauză și efect care decurg una din alta. Dacă aparții lui Hristos, vei avea o relație specială, nu doar cu El, ci și cu frații Lui, cu comunitatea credincioșilor. Este cauză și efect. Dacă ești mlădiță în vița care este Hristos, vei avea o relație deosebită cu Hristos, dar și cu celelalte mlădițe, și cu ceilalți credincioși care fac parte din Hristos. Iar aceasta duce la o altă consecință. Dacă faci parte din Hristos și din biserica sa și iubești pe cei care sunt credincioși față de Hristos, vei fi urât de lume, vei fi strămutat din această lume, vei fi luat ca și apartenență din această lume și această lume va căuta să te prigonească. Vei avea parte de ură și de prigoană din partea acestei lumi. Și aceste trei sunt inseparabile. Dacă ești al lui Hristos, faci parte din biserica sa, faci parte din comunitatea credincioșilor. Dacă ești parte din Hristos și din biserica sa, nu faci parte din lume și vei fi urât din partea lumii. Credinciosul care vrea în același timp să pretindă că face parte din Hristos, dar nu face parte din biserica sa, nu are legături strânse cu biserica lui Hristos, este o contradicție în termeni. Credinciosul care vrea să facă parte din Hristos și din biserica lui, dar vrea în același timp să fie acceptat, iubit de lumea aceasta, să fie acasă în această lume din nou, este o contradicție în termeni. Dacă faci parte din Hristos, faci parte din biserica sa și ești în dușmănie, sau mai bine spus, lumea aceasta este în dușmănie cu tine. Lumea aceasta te va respinge, lumea aceasta va căuta să te expulzeze din mijlocul ei. În acest paragraf, în această secțiune, Domnul Iisus Hristos pregătește pe ucenicii săi pentru a face față la această realitate care îi așteaptă. Îi aștepta o realitate cruntă, o prigoană cruntă pe acei ucenici cu care vorbea și pe toți ucenicii lui care urmau să vină după el. Istoria ne spune că ucenicii Domnului Iisus Hristos au sfârșit ca și martiri. Li s-a cerut prețul vieții lor pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Și de-a lungul veacurilor, la nenumărate milioane de oameni, s-a cerut același preț pentru credința lor. Și prigoana continuă și astăzi. În ziua de astăzi, în era modernă, sunt mai mulți martiri pentru credința în Domnul Iisus Hristos decât ar fost în orice altă vreme. Faptul că noi suntem izolați de această realitate,
faptul că noi suntem izolați de această durere, faptul că noi suntem preocupați de Facebook și Instagram și viața fictivă care se trăiește acolo și nu realizăm că oameni în ziua de astăzi sunt omorâți, sunt decapitați, sunt chinuiți pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos, este altceva. Asta este realitatea. Să cere același preț, să poartă aceeași luptă, aceeași prigoană din partea lumii împotriva Bisericii Domnului Iisus Hristos este o realitate și astăzi. Și Hristos vrea să pregătească pe ucenicii săi pentru această realitate. Pentru această realitate, dacă vedeți în Faptele Apostolilor, de exemplu, nu durează foarte mult ca prigoana ca să fie inițiată. Prigoana începe imediat asupra bisericii, odată ce biserica este instaurată și prigoana devine din ce în ce mai puternică cu trecerea timpului. Domnul Iisus Hristos în capitolul 16, în versetul 11, identifică clar că ăsta este scopul lui în această secțiune. El vrea ca să-i pregătească, el vrea ca să-i avertizeze și le spune: v-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere atunci când se întâmplă, să nu fie surprins, să știe la ce au fost chemați, să știe ceea ce urmează și să fie pregătiți ca să întâmpine această prigoană. În momentul în care am fost adăugați lui Hristos, s-a întâmplat o mutare radicală. De la oameni din lume, oameni care aparțin lumii acesteia și trăiesc în mijlocul lumii acesteia, la oameni care se află în mijlocul lumii, dar nu aparține acestei lumi. Noi avem, într-un fel, am putea spune, doar flotant aici. Reședința noastră nu este aici. Casa noastră nu este aici. Patria noastră nu este aici. Țara noastră nu este România în mod ultim, sau America, sau Marea Britanie, sau altceva. Nu suntem cetățeni al Uniunii Europene, suntem cetățeni al cerului. Suntem doar într-o plimbare lungă, o pribegie lungă, într-un fel scurtă, nu? 80 de ani, 90 de ani, ce să ia? Trec ca și într-o clipă. Printre această lume. Noi suntem oameni care se află în mijlocul lumii acesteia, dar nu aparțin. Suntem străini și călători de această lume. Și această realitate s-a produs în momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a smuls din această lume, ca și apartenență, ne-a alăturat Lui, ne-a înglobat în El și totuși ne-a lăsat în mijlocul acestei lumi. Hristos descrie această strămutare în felul următor în capitolul 15 cu versetul 19. Dacă ați fi din lume, ai lumii, altfel spus, lumea ar iubi ce este a ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, nu sunteți ai lumii, nu aparțineți ei, nu sunteți din aceeași esență cu ea. Și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii. Da? Acum vedem cum se produce această schimbare. Prin alegerea Domnului Iisus Hristos, prin mutarea care o face Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui care se revarsă peste un individ, de aceea vă urăște lumea. Pentru că nu mai suntem din lume. Suntem doar în mijlocul ei. Dar nu aparținem ei. Nu avem aceeași esență. Avem acum o esență dumnezeiască. Avem acum o apartenență cerească. Și de aceea, spune Domnul Iisus Hristos, din cauza acestei mutări care se produce prin actul unilateral realizat de Domnul nostru Iisus Hristos, pentru toți cei ce se încred în El, lumea ne urăște. În momentul în care Hristos ne-a mântuit, El ne-a smuls din această lume ca și aparținere și totuși ne-a lăsat în mijlocul ei. Ca niște oi, în mijlocul lupilor. Domnul Iisus Hristos ne-a schimbat reședința și în același timp ne-a lăsat să trăim în mijlocul acestei lumi. Suntem precum niște infiltrați într-o țară străină. Suntem precum, pentru lume cel puțin, precum o celulă canceroasă, o celulă străină, un virus într-un corp. Corpul acela va căuta întotdeauna să vâneze și să omoare acea celulă care consideră că nu corespunde, că nu are ce căuta acolo, că nu este locul ei acolo. La fel cum o țară va căuta să expulzeze pe cei infiltrați în mod ilegitim în mijlocul ei.
Reacția este adversă. Și reacția din partea lumii este firească într-un fel, dar nejustificată. Este normal să reacționeze așa. Orice organism care are introdus ceva străin în el, orice comunitate care are un infiltrat în mijlocul ei, este normal să caute să expulzeze acel element străin. Diferența este că în acest caz, lumea este cea care trebuie expulzată. Lumea este cea care trebuie nimicită. Lumea este cea care este, de fapt, cu adevărat străină față de Dumnezeu. Dacă vă urăște lumea, spune Domnul Iisus Hristos, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dușmânia aceasta despre care vorbește Hristos este una care începe cu mult dinainte. Este una care începe, de fapt, cu mult dinaintea Domnului Iisus Hristos și întrupării Lui. Dușmânia aceasta începe din grădina Edenului. Și continuă până în ziua de astăzi. Și în momentul în care a venit în lume, cel ce a făurit această lume, cel ce a adus-o în existență, cel pentru care această lume există și anume Fiul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune despre Domnul Iisus Hristos, pentru că prin El au fost create toate lucrurile, în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. Și când acest creator, acest domnitor, prin care și pentru care au fost create toate lucrurile, a venit în lumea creată de El, lumea l-a urât și îl urăște și astăzi. Lumea l-a respins și îl respinge și astăzi. Apostolul Pavel descrie această respingere a lumii în mod universal față de Dumnezeu și față de Hristos în felul următor în Romani 1:28. Fiindcă n-au căutat sau n-au acceptat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Omul vrea să-L expulzeze, să-L arunce pe Dumnezeu din cunoștința lui, din mintea lui. Nu vrea să fie amintit că are un creator. Nu vrea să fie amintit că are un stăpân. Fiindcă n-au acceptat, n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Lumea aceasta a proclamat o declarație de război împotriva creatorului ei. Asta s-a întâmplat în Geneza capitolul 3. De multe ori e pictată Geneza 3, căderea în păcat, prea cosmetizată. Adam și cu Eva erau și ei în grădină și la un moment dat i s-a făcut foame la Eva și Eva a mâncat la sugestia șarpelui dintr-un fruct și Dumnezeu i-a țipat afară din grădină. În momentul în care Adam și cu Eva au mâncat din acel fruct și au ascultat de șarpe și nu de Dumnezeu, au proclamat din partea omenirii o declarație de război împotriva lui Dumnezeu. Au întors spatele la Dumnezeu, au scuipat în fața autorității lui Dumnezeu și au spus: noi vrem să fim proprii Dumnezei. S-au ascuns de fața lui Dumnezeu, au fugit de fața lui și de autoritatea lui. Au vrut să fie ei cei care determină ce este bine și rău. În momentul acela, omenirea, prin părinții noștri, prin strămoșii noștri, a proclamat o declarație de război împotriva Creatorului nostru. O declarație prin care am spus și prin care spunem că vrem independență, vrem autonomie, nu mai vrem să fim controlați de acest Dumnezeu care ne-a creat. Și această lume urăște pe orice și pe oricine proclamă stăpânirea lui Dumnezeu peste această lume. Orice lucru care amintește pe om că are un Dumnezeu, că are un creator, că acel Dumnezeu are drepturi asupra lui, este urâtă de această lume. Pentru că lumea vrea să trăiască cu iluzia că este independentă, că este autonomă, că își poate făuri propria soartă și propriul destin, că este în control. Când adevărul este că suntem făpturi create de un Dumnezeu atotputernic care dispune de toate drepturile asupra noastră, în căruia, față de căruia ne-am răzvrătit și a căruia sub condamnare ne aflăm la ora actuală. Asta este realitatea care fiecare om la un moment dat caută să o evite, caută să nu o aibă în cunoștința lui. Și este această realitate a respingerii lui Dumnezeu și a autorității lui Dumnezeu
care duce la o prigoană universală a creștinului. Pentru că creștinul este acela care proclamă prin viața lui, cu gura lui, prin tot ceea ce spune, prin tot ceea ce face, că există un Dumnezeu, că acel Dumnezeu este drept și sfânt, că noi am păcătuit împotriva acelui Dumnezeu și stăm sub condamnarea Lui, că merităm să fim trimiși în iad pentru păcatele noastre și că dacă nu ne împăcăm cu Dumnezeul nostru, cu Creatorul nostru, prin jertfa Domnului Iisus Hristos și doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, soarta noastră este iadul etern, chinul etern. Și de aceea, pentru că creștinul are această menire să reprezinte pe Dumnezeu, să reprezinte autoritatea lui Dumnezeu, să cheme această creație căzută în păcat, la împăcare cu Dumnezeu, în mod universal, creștinul va fi persecutat, va fi prigonit de această lume care dorește autonomie și independență față de Creatorul ei. Dar textul nostru, pe lângă faptul că ne vorbește despre o prigoană universală, sau mai bine spus, prigoana aceasta universală este o aplicație, o consecință a textului nostru, ne vorbește despre o prigoană specială a apostolilor, o prigoană specială prin care aveau să treacă apostolii, ucenicii Domnului Iisus Hristos. În primul rând, trebuie să afirmăm că toți creștinii sunt urâți de lume. Lumea are dezgust față de orice ucenic a Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta este și a fost adevărat în orice loc și în orice timp, este o realitate. Poate formele prigoanei diferă, poate intensitatea prigoanei diferă, dar prigoana lumei față de creștini, creștini adevărați, întotdeauna este o realitate universală. Întotdeauna. Cei care l-au iubit și au ascultat de Domnul Iisus Hristos au avut de suferit din cauza faptului că l-au iubit și au ascultat de Domnul nostru Iisus Hristos. Fără excepție. Fără excepție. În acest pasaj, în schimb, ni se arată o chemare specială, un rol deosebit al apostolilor, o prigoană specifică despre care se vorbește aici, care îi vizează în primul rând și în mod specific pe ucenicii, pe apostolii Domnului Iisus Hristos. Este important să înțelegem misiunea aceasta specială care a fost dată lor. Este important să înțelegem prigoana aceasta specială care ei au fost chemați să o sufere. În același timp, condamnarea pronunțată în acest pasaj, deși principial este valabilă pentru toți cei ce prigonesc mireasa Domnului Iisus Hristos, se adresează în mod specific la un grup anume, și anume la poporul Israel care a respins pe Mesia. Scriptura spune că Hristos a venit la ei săi și a săi nu l-au primit. Păcatul și condamnarea specifică despre care se vorbește aici este respingerea poporului Israel a Domnului nostru Iisus Hristos. Ei așteptau pe Mesia și în momentul în care Mesia a venit în mijlocul lor, ei au respins pe trimisul lui Dumnezeu. Cum știm acest lucru? Cum știm din textul nostru acest lucru? Da? Nu din vreun comentariu de undeva, din imaginația vreunui om. Cum știm din textul nostru? Cum putem vedea această realitate din textul nostru? Priviți cu mine ce spune Domnul nostru Iisus Hristos de la versetul 21. Vor face aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei, și acum întrebarea care trebuie să ne punem este, cine sunt acest ei despre care se vorbește, da? Clar că există aplicații generale, le vom vedea imediat, dar trebuie să vedem în mod specific despre cine vorbește Domnul Iisus Hristos. Care ei? Este întrebarea la care trebuie să răspundem. Pentru că ei nu cunosc pe Cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei, și din nou punem întrebarea, care ei? Lucrurile pe care nimeni altul nu le-a făcut. N-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut. Și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-au urât fără temei. Câteva adevăruri generale le putem extrage din acest text care sunt aplicabile oricărui om. Primul, necunoașterea sau respingerea lui Dumnezeu motivează pe om să prigonească pe Cel ce aparține lui Dumnezeu.
În momentul în care respingi revelația lui Dumnezeu, în momentul în care respingi descoperirea lui Dumnezeu față de tine, te va motiva ca să respingi pe cei care acceptă această revelație, pe cei care aparțin lui Dumnezeu. 2. Ura sau respingerea față de Hristos este o ură față de Dumnezeu. Nu poți respinge pe Hristos și accepta pe Dumnezeu. Lucru trist din ziua de astăzi este că poporul etnic ales de Dumnezeu este astăzi în dușmănie cu Dumnezeu. Este astăzi sub condamnarea lui Dumnezeu. Până când acea zi, acel eveniment escatologic, prin care în harul lui Dumnezeu el se va îndrepta din nou spre acel popor ales și va mântui acel popor. Dar în ziua de astăzi, toți cei care sunt izraeliți și nu-L acceptă pe Domnul Iisus Hristos se află în răzvrătire față de Dumnezeu. Restul, tradițiile lor, faptul că citesc, că iubesc Vechiul Testament, faptul că țin legea, este irelevant. Respingerea Domnului Iisus Hristos este respingerea Tatălui. Nu poți ca să-L ai pe Tatăl dacă nu-L ai pe Hristos. În același timp avem lucruri care vizează în mod specific pe poporul Israel. Lucruri care nu sunt universale. Vizează pe poporul Israel și vizează mai ales pe cei care au fost părtași la lucrarea Domnului Iisus Hristos în timpul vieții Lui. Domnul Iisus spune în felul următor: dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Au cei care nu l-au văzut și nu l-au auzit pe Hristos păcat? Cu siguranță ne învață Scriptura. Aici este vorba de păcatul specific al poporului Israel, care a văzut lucrarea Domnului Iisus Hristos, care a auzit propovăduirea Lui, care l-a auzit proclamând că El este Cel ce este și care a strigat: răstigniți-L, răstigniți-L. Cu siguranță există și un principiu general, și anume faptul că revelația suplimentară, harul revelației suplimentare, aduce o responsabilitate superioară. Ce înseamnă asta pentru noi? Dacă faceți parte din această biserică de 3 ani plus, dacă participați la slujbele acestea, dacă stați și învățați din Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu noi, dacă Dumnezeu se revelează față de dumneavoastră săptămână după săptămână după săptămână, prin studiu biblic, prin slujbele duminicale, prin citirea cuvântului acasă, și rămâi indiferent față de revelația lui Dumnezeu, cu atât mai aspră va fi pedeapsa lui Dumnezeu față de tine. Cu atât mai aspră va fi judecata lui Dumnezeu față de tine. Dacă în seara aceasta zici tu, la întâmplare, pentru că m-a invitat cineva, te afli în acest locaș și auzi cuvântul lui Dumnezeu predicat, proclamat, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu în mod special se revelează față de tine și tu rămâi indiferent, te afli sub o responsabilitate superioară. Și mânia lui Dumnezeu se revarsă peste tine dacă nu te împaci cu Creatorul tău prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă nu accepți unica soluție pentru omul căzut în păcat, sângele Domnului nostru Iisus Hristos care spală orice păcat. Nu este indiferent. Nu este tot una dacă te afli în seara aceasta în Biserica Sfânta Treime sau undeva în Congo, unde nu există Evanghelia, unde nu există Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este tot una să te naști în România sau să te naști undeva într-un trib. Mânia lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu față de cei care au avut harul revelației suplimentare, bogăția revelației a revărsat peste ei, va fi cu atât mai mare. Altfel spus, nu pot imagina unde în fundul iadului va fi poporul român, care se consideră creștin din faza incipientă. Nu, apostolul Andrei a venit pe meleagurile acestea și a vestit Evanghelia. Noi suntem popor creștin și trăim în răzvrătire față de Dumnezeul nostru și trăim în neascultare față de Hristos și trăim doar cu forme și religie și o formă de evlavie, golindu-o de orice putere. Nu este tot una să fii român și să ajungi la judecată sau să faci parte din popoarele care încă n-au auzit despre Domnul Iisus Hristos.
Poporul nostru are o responsabilitate superioară. Prin simplu fapt că este o biserică, de orice natură ar fi ea, la fiecare colț de stradă. Prin simplu fapt că este o cruce oriunde te întorci. Și totuși oamenii resping și nu vreau să aibă în cunoștința lor pe Creatorul lor și pe Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus spune, dacă n-aș fi făcut între ei, lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut. Și este vorba despre lucrarea lui în viața lui, despre lucrarea miraculoasă care a săvârșit-o în mijlocul poporului Israel, ca să dovedească că El este trimisul lui Dumnezeu, ca să dovedească că El este Fiul lui Dumnezeu, ca să dovedească că El este Dumnezeu întrupat. Dacă n-ar fi făcut aceste lucruri, spune Domnul Iisus Hristos, între ei, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor, m-au urât fără temei. Păcatul nu este doar că ei au privit la Domnul Iisus Hristos, la viața Lui, la lucrarea Lui, la miracolele făcute de El și au zis, nu suntem convinși că El este Mesia. Păcatul este că nu aveau măcar vreun motiv să aibă un dubiu. Era clar cine este omul acesta. Era clar că nimeni altcineva decât Dumnezeu întrupat ar putea ca să facă lucrul acesta. Era clar când Domnul Iisus Hristos i-a spus ologului să se ia și să umble și după aia a spus, numai Dumnezeu are dreptul să ierte păcatele. Și după aia le-a zis, invers, da? Am inversat. După aia a zis, ce a zis? Să vedeți că pot să fac lucrul acesta. Scoală-te și umblă. Ce nu era clar acolo? Ce nu era clar când de repetate ori Domnul Iisus Hristos le spune Eu sunt. Era clar pentru ei cu cine stăteau de vorbă. Și în cunoștință de cauză, dovedit că El este Cel ce este, că El este Mesia, că El este Dumnezeu întrupat, că El este Mântuitorul, nu doar că L-au respins, dar L-au urât. N-au vrut ca tradiția lor, n-a vrut ca legile lor omenești, n-a vrut ca formele lor de religie să fie tulburate de Domnul nostru Iisus Hristos. Lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor. M-a urât fără temei. Apostolii, vedem în acest text, sunt chemați la o prigoană specială. Și această prigoană specială, care au suferit-o ei, a atras o condamnare specifică asupra poporului Israel. În același timp, în mijlocul acestei prigoane, în mijlocul acestei suferințe, sunt chemați la o misiune deosebită care trebuie să o împlinească. La fel cum prigoana și condamnarea despre care se vorbește în acest text, în mod primar, vizează pe ucenicii, pe apostolii Domnului Iisus Hristos, tot așa, și chemarea și misiunea este una specifică, în primul rând, pentru ei. Domnul Iisus spune în felul următor. Când va veni Mângâietorul, pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început. Chemarea este aceasta. Să fie martor, să fie mărturisitor al lui Hristos, prin care Duhul Sfânt să-L mărturisească pe Hristos unei lumi întregi. Ei să fie martorii prin care Duhul lui Dumnezeu își va face lucrarea de a mărturisi pe Hristos în întreaga lume. Pe scurt, chemarea lor este să fie cei prin care Dumnezeu avea să aducă revelația sa scrisă și finală. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu ne-a fost transmis pe paginile Sfintelor Scripturi prin apostolii săi. Cu siguranță, fiecare dintre noi suntem chemați ca să-L mărturisim pe Hristos. Dar chemarea lor a fost una specială, una unică. Mărturisirea lor a fost total deosebită, a fost inspirată. A avut un rol unic în istoria, în planul lui Dumnezeu de mântuire. Ei au mărturisit, ne spune Sfânta Scriptură, călăuziți de Duhul Sfânt, tot ceea ce au văzut și tot ceea ce au învățat și tot ceea ce li s-a revelat în mod special de la Domnul nostru Iisus Hristos.
indiciu din acest text care ne confirmă lucrul acesta. Dar nu este o invenție a noastră, nu noi vrem să spunem că doar ei aveau această misiune. Indiciu în acest text care ne confirmă această realitate este acesta. Domnul Iisus Hristos spune, și voi de asemenea, adică împreună cu Duhul Sfânt, da? Duhul Sfânt se va folosi de mărturisirea voastră ca să mărturisească El pe Hristos. Și voi de asemenea veți mărturisi. Și acum cuvântul cheie. Pentru că. Pentru că ce? Pentru că ați fost cu mine de la început. O condiție necesară pentru a îndeplini această misiune. În Fapte 4, când Petru și ucenicii sunt arestați pentru vestirea Evangheliei, priviți ce răspuns dau ei în versetul 20. Spune în felul următor. Căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și ceea ce am auzit. Acesta este un criteriu eliminatoriu pentru această chemare și această apostolie deosebită. Este să fi fost martor ocular la viața și la învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Este un criteriu eliminatoriu pentru a fi un apostol al Domnului nostru Iisus Hristos. În Fapte 1, când Matias este ales ca să-l înlocuiască pe Iuda, același criteriu este enunțat. Trebuie deci, Fapte 1 cu 21, trebuie deci ca dintre bărbații care ne-au însoțit în toată perioada în care Domnul Iisus a umblat printre noi, începând de la botezul lui Ioan și până în ziua în care Iisus a fost luat sus de la noi, unul din aceștia să devină împreună cu noi un martor al învierii lui. Condiție necesară pentru ca să facă parte din apostolul Domnului Iisus Hristos este să fi fost martor la viața și la învierea Domnului Iisus Hristos. În 1 Corinteni 15, Pavel își apără apostolia lui. Enunță în mod foarte clar și frumos Evanghelia și la un moment dat apără apostolia lui pentru că era sub atac. Erau cei din bisericile în care sluja Pavel care îl atacau pentru că începeau ca să meargă după falși apostoli. Și apostolul Pavel vine și cu această pledoarie pentru faptul că este un apostol legitim. Și spune în felul următor. Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți ferm în cuvântul pe care vi l-am vestit. Astfel ați crezut zadarnic. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu, la rândul meu, am primit. Anume, că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi potrivit Scripturilor. Că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12 și că după aceea i s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, ultimului dintre toți, ca unuia născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. De ce sublinează apostolul Pavel această realitate? Pentru că este o condiție non-negociabilă pentru a fi apostol al Domnului Iisus Hristos, pentru a fi responsabil de a aduce revelație din partea Domnului Iisus Hristos pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, care să fie canonică, care să fie parte din revelația finală a Domnului nostru Iisus Hristos. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol, pentru că am persecutat Biserica lui Dumnezeu. Însă prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar Harul lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci m-am trudit mai mult decât oricare dintre ei. Dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu, care este cu mine. Deci fie eu, fie ei. Noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut. Oricine pretinde astăzi o chemare la apostolie, și sunt și în România, oameni care pretind că sunt apostoli al Domnului nostru Iisus Hristos. Mergeți la rugul aprins. Nu mergeți la rugul aprins, vă rog. Dar dacă ați merge la rugul aprins, cum din păcate a mers președintele cultului baptist și a afirmat lucrătorii de acolo, oameni care să pretind apostoli ai Domnului Iisus Hristos. În România sunt asemenea oameni. Pe internet pot ca să intri, sunt site-uri a mișcării apostolice,
unde dacă plătește o taxă, nici nu cred că este foarte scumpă, vreo $50, să trimite acasă un certificat prin care ești desemnat apostol al Domnului Iisus Hristos. Tatăl meu mi-a zis la începutul mișcării sau tentativa de început a mișcării carismatice în România. După Revoluție au venit niște carismatici din Anglia și au încercat ca să facă o lucrare aici în Zalău. Au venit evident cu tot felul de pretexte, n-au venit din start să zică cine sunt, ce vor, au venit cu ajutoare și au zis suntem frați credincioși din Anglia, am venit ca să vă ajutăm. Și au început să meargă prin biserici pe aici, la un moment dat au început să dea pe față și unul dintre ei, liderul lor, i-a zis la tata, auzi frate, uite, noi vrem să te facem apostol aici în România. Să fii apostolul Domnului Iisus Hristos și să pornim o trezire apostolică și tu să fii apostolul Zalăului. Și tata i-a împachetat repede și a zis, măi, ca să fii apostol a Domnului Iisus Hristos, trebuia să fi fost martor ocular al vieții și învierii Domnului Iisus Hristos. Canonul este închis, revelația este închisă, apostolii au murit, Hristos și-a lăsat ultimul cuvânt pe paginile Sfintei Scripturi. Și oamenii s-au dus acasă, și-au revenit peste scurt timp și-au găsit oameni mai receptivi, care acum este Biserica Harul, da? Costel Joldiș, care poate nu se consideră apostol, dar asta reprezintă mișcarea oamenilor care cred că încă există apostol, care cred că Hristos mai dă încă revelație nouă bisericii lui. Oricine pretinde astăzi o chemare la apostolie sau o chemare la o revelație specială de la Hristos și nu împlinește și nu are cum să împlinească această condiție eliminatorie de a-L fi văzut pe Hristos în viață și de a-L fi văzut pe Hristos după învierea Lui, este un șarlatan. Este un drac deghizat în înger de lumină. Este un apostol nu al lui Hristos, ci a satanei. Frate, ești prea radical față de oamenii aceștia care sunt frații noștri în Hristos. Nu știu câți dintre ei sunt frații noștri în Hristos, cred că sunt, dar cei care pretind că stau în fața poporului și reprezintă pe Hristos din revelație, cum au dat apostolii, cu așa vorbește Domnul, sunt trimiși satanei, nu a lui Hristos. Sunt anticriști care vor să înlocuiască pe Hristos și pe apostolii lui. Și trebuie denunțați și trebuie ca cei care sunt acolo să fie scăpați ca din foc. N-am nicio rușine să spun lucrul acesta. Biserica Harul din Zalău este o sinagogă a satanei. Și cei care rătăcesc pe acolo sunt în pericol să-și piardă sufletele. Și responsabilitatea noastră față de asemenea biserici, care pretind o asemenea autoritate apostolică, este să salvăm pe acești oameni din mijlocul lor. Să le trezim mințile și să le spunem, oameni buni, oamenii aceștia pretind că vorbesc din gura lui Dumnezeu. Și n-au cum îndeplini aceste criterii. Sunt niște călăuze oarbe, niște păstori falși, niște lupi răpitori. Chemarea aceasta, la prigoana aceasta specifică și la lucrarea aceasta specifică, care s-a încheiat odată cu moartea Apostolului Ioan, este pentru Apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce decurge de acolo, mărturisirea Evangheliei și a Domnului Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt, în viața oricărui credincios, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin revelația încheierii, este altceva. Este aplicația, este ceea ce vine în mod necesar din acea chemare, din acea apostolie. A spune că Hristos îți mai dă ție o nouă revelație este o blasfemie. A spune că Hristos mai are un nou cuvânt care ți l-a dat direct ție este o jignire la Domnul nostru Iisus Hristos și la apostolii Lui care ne-au dat toată revelația, tot ceea ce are nevoie robul lui Dumnezeu ca să fie desăvârșit pentru orice lucrare bună. Revelația este completă, revelația este suficientă și revelația este adusă prin apostolii Domnului nostru Iisus Hristos care au primit acest mandat, care au primit această chemare. În concluzie, dacă aparții lui Hristos, în mod necesar, aparții bisericii sale, iar apartenența ta lui Hristos este o strămutare din lume care va atrage prigoana lumii.
Asta este realitatea. Asta au experimentat apostolii Domnului nostru Iisus Hristos și asta au experimentat toți cei care l-au urmat, care l-au iubit și care au ascultat de el. Chemarea ta și chemarea mea, bazați pe mărturia unică a apostolului Domnului nostru Iisus Hristos, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu încheiat, sigilat, este să mărturisești pe Hristos și Evanghelia Lui. Și prin puterea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt să folosească acea mărturisire, să mântuiască oameni și să-i aducă la viață. Dumnezeu să se îndure de noi, de cei care încă rătăcesc și de cei care pretind că sunt falși apostoli și falși reprezentanți al Domnului nostru Iisus Hristos și să-i aducă la adevărata cunoștință a Mântuitorului nostru. Amin. Amin.